Sănătate tuturor! Suntem în primavara 2024 și e momentul să mai plantăm ceva. Ca de fiecare dată, ultimul timp, vreau să plantez ceva ce nu mai am. Și de ce am fost astăzi pe la Dedeman și am luat un cachi. Am văzut pe internet, sunt foarte, foarte scumpi. Chiar și la piață am fost și cereau 70 de lei un pomușor mai fraged ca ăsta. Vedeți cum arată? Dar pe acesta am dat 49,98, 50 de lei. Arată destul de bine, pare sănătos. Sper să nu fie uscat. Și am mai luat și un agriș uriaș de palag. Este agriș care crește sub formă de pom. Tot așa l-am luat de la Dedeman și am dat 26 de lei. Aici avem rădăcină. Vrem să desfacem împreună să vedeți cum vine. Cum vine ea. Deci vine așa. E și ambalat așa. Asta să o desfac. Vedeți? Are și rădăcini noi date. Nu să o desfac mai mult, cred că am să o plantez așa cu ca să vedeți, are și pui, dați. Toate că n-am nevoie de pui, aici am lăsat. Și uitați așa arată. Deci el crește sub formă de pom, e agriș și uriaș. Și să vedem cum o să fie. Și aici avem cachi, care se coace, scria la sfârșit de octombrie, noiembrie, în dependență de an. Și hai să vedem ce rădăcină are. Vedeți, tot aici am ambalat destul de bine, e umed. Vedeți cum arată el așa, are cam 1,20 m. Uitați așa, are rădăcina. E dezvoltată, am să ud bine, am pregătit apa, am pregătit și locul unde o să plantez. Deci vă recomand, pe agriș n-am spus, am dat 25,98, deci 26 de lei agrișul. Pomușor și cachi 50 de lei. Deci cine vrea să cumpere, așa arată, în dependență cum l-alegeți, avantajul că puteți să l-alegeți mai frumos, mai cu ramurile mai dezvoltate. Să vedem ce o să ne aducă și anul 2024. Vă doresc să aveți roadă, sănătate, mai bine!